Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Fabrica, o nouă ediție care pune capăt unei săptămâni, dar care, în egală măsură, marchează sfârșitul prezenței delegației Republicii Moldova la ONU, pe scurt. Cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite s-a încheiat la New York. Prezența delegației moldovenești acolo, avându-l în frunte pe premierul Pavel Filip, a fost una extrem de bogată, o agendă încărcată, o agendă cu multe întâlniri în care premierul s-a întâlnit cu o sumedenie de oameni importanți pentru Republica Moldova și pentru întreg mapamondul, cu unii în premieră, cu alții în reluare, cu alții foarte des, cum ar fi, de exemplu, președintele Logan. Dar, pe de altă parte, probabil apogeul prezenței lui Pavel Filip acolo a fost discursul pe care l-a rostit astăzi. Discurs despre care vom vorbi și, de fapt, despre toată vizita vom vorbi și vom încerca să vedem ce a fost important acolo, ce și cum trebuie înțeles din această vizită, împreună cu doi invitați de marcă. În ordine alfabetic am să-i prezint, pentru că cred că acesta este criteriul care mă scutește de orice fel de răspundere, deși mi-asum răspunderi în general. Jurnalistul Constantin Olteanu, bine ați venit, domnule Olteanu. Mulțumesc mult pentru prezență, respectiv directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, domnul Sergio Staff. Bine ați venit, domnule Staff. Seara. Domnilor, v-aș invita și pe dumneavoastră și pe cei de acasă care nu au văzut discursul domnului Pavel Filip să urmărim cele mai importante momente ale acestui discurs, în așa fel încât apoi să vedem ce a dorit domnul Filip, cui a dorit domnul Filip să transmită și cu ce efecte. Tengo el placer de dar la bienvenida. Premierul Pavel Filip a cerut de la tribuna ONU retragerea trupelor ruse care staționează ilegal în Moldova. Șeful executivului de la Chișinău a îndemnat toate țările membre să susțină demersul Republicii Moldova în această problemă. Potrivit lui Filip, Rusia trebuie să respecte angajamentele asumate și principiile fundamentale ale dreptului internațional. Totodată, prim-ministrul a confirmat că, în prezent, conflictul nu este alimentat de probleme etnice sau de limbă. Având în vedere angajamentele asumate de Federația Rusă, principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și prevederile Constituției Republicii Moldova referitoare la statutul de neutralitate permanentă a țării și neadmiterea dislocării trupelor militare ale altor state pe teritoriul național, reiterăm cu fermitate cererea de a retrage complet și necondiționat așa zisul grup operativ de trupe ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Pavel Filip a declarat că, în prezent, pe teritoriul separatist sunt peste 21.000 de tone de arme și muniții ale armatei ruse. Guvernul Republicii Moldova nu are acces în zona în care sunt păstrate acestea și nu poate monitoriza transferurile de arme și muniții în regiunea transnistreană sau în afara ei. Iată așadar puncte importante, dar am să mai revin asupra fragmentelor din discursul premierului moldovean Pavel Filip. Și cred că am să rog colegii din regie să pregătească și un prim carton. Eu am să dau citirea unui pasaj pe care vă rog să-l discutăm apoi. Domnul Pavel Filip a spus așa, termeni foarte tranșanți, reiterăm cu fermitate cererea de retragere completă și necondiționată a așa zisului grup operativ de trupe ruse, succesor al fostei armate a 14-a sovietice, care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Mi-am permis să accentuez câteva cuvinte, pentru că mie mi s-au părut ca o anumită importanță, dar am să vă rog și pe dumneavoastră să vă spuneți opinia. Reiterăm, deci e clar că nu e pentru prima dată, cu fermitate cererea de retragere completă și necondiționată a așa zisului grup operativ de trupe ruse, care staționează ilegal. Așadar, fermitate, retragere completă și necondiționată, a așa zis grup operativ, care staționează ilegal. Dați-mi voie să încep cu domnul Staff, domnia sa fiind și un om al legilor și al spațiului juridic și al cuvintelor care pot avea alte interpretări decât cele pentru jurnalist sau pentru cetățeanul obișnuit, să spunem așa. Domnul Staff, cum vedeți dumneavoastră acest discurs? Câtă fermitate, câtă greutate contează cuvintele pe care am încercat eu să le evidențiez? Sigur. Primul cuvânt important este cu fermitate, pentru că arată voința politică, foarte clară. Eu vreau să vă spun că mai rar observ în pozițiile Guvernului Republicii Moldova pe plan internațional, în raport cu putere regională cum este Federația Rusă și în contextul în care ne aflăm, un cuvânt rostit cu atâtă fermitate. Deci este important că voința politică aici este exprimată foarte clar. Deci nu există
dubii la ceea ce, care este intenția și scopul guvernului. Am mai văzut cu alte ocazii, într-adevăr, solicitări de retragere, dar nu cu cuvântul această fermitate pus în față. Deci este un cuvânt foarte important care arată voință foarte clară. Sigur că există un alt cuvânt important care vorbește despre necondiționat. Și după asta urmează ilegal. Necondiționat înseamnă că nu trebuie să fie această acțiune de retragere a trupelor limitate care se află pe teritoriul Republicii Moldova, nu și a misiunii de pacificare, pentru că e o altă chestiune. Nu trebuie să fie condiționat cu eventual determinarea unui statut special pentru regiunile din stânga Nistrului. Deci necondiționat înseamnă că trebuie aceste forțele care se află militare a Federației Rusă retrase și aceasta trebuie să întâmple să fie consumat înainte de eventuală soluție care trebuie să fie găsită pentru regiunile din stânga Nistrului. Și trei, este ilegal. De ce este ilegal? Sunt două aspecte în înțelegerea mea. Primul este pentru că aceste forțe militare a Federației Rusă au fost menținute pentru o anumită perioadă pentru a proteja într-adevăr acele depozite militare din Covasna. Nu există finalitatea acestor necesitate pentru a menține forțele acestea, pentru a vedea ce se întâmplă cu acest depozit militar, pentru că, din păcate, Federația Rusă zădărnicește retragerea și a depozitului militar, dar și eventual scopul în care se află aceasta. Deci este un element. Și al doilea, prezența aceasta contravine deja și cu interpretarea Curții Constituționale, dar și Constituția Republicii Moldova. Deci sunt două aspecte și poate fi adăugat al treilea aspect important, pentru că prezența unor forțe militare a unui stat peste scopurile declarate de a menține pace și în cazul acesta aceste trupele limitate nu au niciun scop pentru a menține pace, deci prin urmare și spiritul legii confirmă, reconfirmă faptul de ilegalitate. Deci ambele aceste trei calificative importante fortifică și încă o dată explică intenția și de fapt desideratul Republicii Moldova și poporul Republicii Moldova. Înțeleg. Domnul Olteanu, iată explicațiile pe care și înțelegerea pe care le dă domnul Ostaf cuvintelor respective. Vă întreb și pe dumneavoastră, văzut de data aceasta și dintr-o altă perspectivă, să spunem a unui înțeles mai larg, mai laic, jurnalistic și analitic, aceleași cuvinte m-ar interesa, fermitate, complet, necondiționat și ilegal. Au aceste cuvinte semnificație, să spunem, într-un mediu mai larg? Cum ar putea fi ele înțelese, să zicem, în politică, în presă, în rândul poporului? Eu cred că aceste cuvinte au fost rostite și anterior. Atâta doar că aici, de data aceasta, unde au fost rostite la New York, în cadrul sesiunii Organizației Națiunilor Unite, ele sună un pic altfel. Sună mult mai ferm, mult mai categoric. Ele, această fermitate și aceste cuvinte, în general, au ca suport însăși prezența șefilor de state și șefilor de guverne, cei care erau în fața domnului prim-ministru atunci când dânsul își rostea acest discurs. De ce zic că e un alt mediu? Pentru că e una să abordezi retragerea armatei ruse din Transnistria în prezența a doi purtători de cuvânt, undeva într-un cabinet în Chișinău sau un cabinet la Tiraspol, sau nu știu unde, și alta e să vorbești despre lucrul acesta la ONU. De ce zic că fermitate și... pentru că discursul premierului e de fapt continuarea acelei hotărâri din vara acestui an cu privire la retragerea armatei Rusiei. În vara, la sfârșitul sesiunii, dacă nu greșesc, a fost adoptată o declarație în care se vorbește clar despre retragerea trupelor ruse. Ei bine, mulți dintre cei care au comentat acest document au dat lucrul acesta drept un fel de a bifa acest document, un fel de a arăta lumii că, uite, Chișinăul are o poziție și că e una de luat în vedere, dar puțini au gândit atunci că va avea ca și continuare un asemenea discurs la Organizația Națiunilor Unite.
la New York trebuie să vorbești cu toată convingerea. Nu cred că poți vorbi doar formal. Uh-huh. A vorbi la New York înseamnă a avea o poziție categorică, una pe termen lung și una care cere finalitate. Sperăm că așa va fi. În condițiile în care vorbești la New York într-un context extrem de tensionat la nivel mondial, cu teme majore, grele, cum e, de exemplu, problema nord-coreană, problema siriană, alte câteva probleme, problema ucrainiană, Donbasul a fost pus în discuție, premierul s-a referit inclusiv la sprijinul pe care Republica Moldova îl dă în continuare, respectând întru totul integritatea teritorială a Republicii Moldova, a Ucrainei. A făcut paralela cu Republica Moldova, evident, e vorba de Donbas, e vorba de Transnistria. Aș merge și la al doilea punct al discursului premierului Filip și aș cita, am să-i rog de asemenea pe colegi să ne ducă la al doilea carton. Am mai spus așa, considerăm că procesul de reglementare, e vorba de cel din regiunea transnistreană, considerăm că procesul de reglementare ar putea fi facilitat de transformarea actualei forțe trilaterale de menținere a păcii din regiunea transnistreană, la care participă și un contingent din Federația Rusă, într-o misiune civilă multinațională cu mandat internațional, a spus domnul Filip. Domnul ăsta, vă rog să traducem puțin terminologia aceasta pe înțelesul larg al oamenilor și să explicăm și în ce măsură ar fi asta posibil și de către cine. Premierul a vorbit la ONU. ONU ar putea fi, de exemplu, organizația care să gestioneze procesul și să ofere componență, mecanisme, metode de lucru ale unei posibile misiuni civile multinaționale? Pe plan internațional există mai multe formule pentru a asigura un proces de transformare și ieșire dintr-o fază fierbinte, să spunem așa, a conflictului, într-o fază rece a conflictului și ulterior transferarea fazei rece a conflictului, atunci când nu se mai împușcă, să spunem așa, într-o situație când guvernele legitime și preiau într-o anumită formulă constituțională sau de altă natură controlul deplin asupra unui teritoriu. Uh-huh. Deci asta sunt câteva faze. Există modalitatea prin care se implică organismele regionale, cum ar fi OSCE, uh-huh. și există modalitatea prin care ONU, printr-o anumite instrumente ale sale, preia responsabilitatea pentru acest proces. ONU, de exemplu, a gestionat un proces similar în Cipru de Nord. Uh-huh. Atunci când a existat un conflict, să spunem așa, între guvernul constituțional și insurgenții turci de atunci, care s-au transformat în anumite autorități care, de fapt, controlau Cipru de Nord. Misiunea ONU a despărțit ambele părți și ca finalitate avem acum peste, într-adevăr, 15-20 de ani, un proces în care s-ar putea să existe o soluție prin intermediul unui referendum de reunificare a Ciprului. E o soluție în sensul acesta pozitiv. Și vreau să vă spun că dacă facem analiza care din aceste două instrumente, un organism regional, cum ar fi OSCE, sau un organism ONU, care gestionează procesul de găsire unei soluții finale, trecând prin aceste trei faze, vreau să vă spun că sigur că nu există un rezultat 100% de succes care poate fi atribuit unui mecanism sau altui mecanism. Însă, totuși, în raport cu misiunea civilă organizată și gestionată de ONU, există mai multe rezultate de succes. Uh-huh. Din păcate, organismele regionale a OSCE, în care participă și eventual părțile care sunt implicate în mod direct în acest conflict, cum ar fi în cazul acesta Federația Rusă, modelele de succes sunt mult mai puține. Uh-huh. Într-adevăr, faza de la perioada sau faza aceasta fierbinte într-o fază rece a conflictului pot fi gestionate de aceste mecanisme, însă transferul de la fază rece până la fază totală de reglementare a conflictului, în faza aceasta de trecere, avem mai puține exemple de succes atunci când gestionează misiunea OSCE. Și totuși, și mă întorc către domnul Olteanu, totuși, premierul Pavel Filip a spus astăzi că Republica Moldova pledează în continuare pentru identificarea unei soluții viabile în formatul de negocieri 5+2, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Format 5+2, care în continuare, totuși, gestionat de OSCE. Ținem cont de ce spune domnul Staff, într-adevăr, mai degrabă ONU este cel care rezolvă, hai să spunem, mai eficient lucrurile și, totuși, cumva o soluție de mijloc caută Moldova. Sub OSCE, în formatul 5+2, de care Moldova se plângea că nu e foarte eficient,
Și totuși, cum ar fi? Cum stau lucrurile? Cred că retragerea trupelor Federației Rusie nu înseamnă încetarea activității acestui format. Din potrivă, acest format ar putea deveni mult mai eficient. Pentru că în regiune va fi o altă situație. Situația va fi controlată până la urmă de, așa cum se cere sau se propune, de un format multinațional. Civil. Civil. Și asta cred că ar face ca soluțiile, că eu, până la urmă, soluțiile există. Ele nu trebuie căutate, alte soluții sau inventate. Ele există. Ele nu sunt posibile pur și simplu în contextul în care nu este clar cine sunt acum cei care mențin pacea acolo, cine sunt în contingentul armatei Rusie, fiindcă am înțeles că ei se cam schimbă, stau o perioadă... Teoretic nu au voie să se schimbe între ei. Dar am înțeles că se schimbă. Mai mult decât atât, chestia asta, că nu există o claritate care sunt pacificatorii și care sunt din armata Federației Rusie. Cu puțin timp înainte de emisiune am ascultat un comentariu a unui analist al Institutului European de la Moscova, care făcea referință la propunerea Transnistriei sau demersul Transnistriei de a fi recunoscută ca statut de observator, membru cu statut de observator la ONU, ce ar însemna. Ei bine, analistul de la Moscova zice că asta este un răspuns la demersul Chișinăului de a include pe agenda retragerea trupelor ruse. Și zice, vedeți că acolo care e situația? Unul din cauzele în care nu e posibil de trecut la un format multinațional de menținere a păcii este că acolo, în general, nu este clar. Mulți cei care mențin pace, pacificatori, sunt din armata rusă. Anume, acesta este dat, această confuzie, această debandadă, ca să-i spun eu, este dată drept un argument în favoarea menținerii armatei ruse. Pentru că armata rusă, de fapt, este un element printre elementele principale în formatul ăsta de menținere a păcii. Și mai apare și o veșnică argumentație pe care o auzi fie din interiorul regiunii transnistrene, fie tot pe filiera analiștilor sau chiar a oficialilor ruși, că dacă acest contingent se retrage, și nu e vorba despre pacificatorii propriu-ziși, exact, cât mai degrabă despre acest grup operativ al trupelor ruse, dacă acesta s-ar retrage cu armamentul lui cu tot, ar reizbucni poate chiar și un conflict. Și se oferă modelul Georgiei. Exact. Și poate de asta, și aici aș vrea să-i rog pe colegi să mai pregătim un carton, poate de asta premierul a ținut să mai fac o precizare în discursul de astăzi, să lege exercițiile militare din Transnistria. El a spus așa, uitați cuvântul, vă rog, vreau să citim puțin ce scrie acolo. Citez, exercițiile militare desfășurate în regiunea transnistreană de către trupele ruse cu participarea tot mai frecventă a forțelor paramilitare ale regimului secesionist de la Tiraspol constituie o adevărată provocare de securitate la adresa Republicii Moldova. Și nu numai, dacă stăm bine să ne gândim, au fost unii care au inclus exercițiile din Transnistria în mai largul exercițiu Zapad. Exact. Cum stăm aici? Cum stau lucrurile? Într-adevăr, ar fi o problemă dacă ar pleca grupul operativ al trupelor ruse? Există riscul să reizbucnească ceva? Eu am văzut mai multe opinii de expertiză a persoanelor care sunt cumva asociate cu opinia oficială a Federației Ruse, pentru că opiniile acestea erau expuse în felul următor, că, de fapt, aceste trupe limitate operative a Federației Rusiei au un scop important pentru a menține integritatea depozitelor militare. Asta ar fi un element important. Și al doilea element, de fapt, aceste forțe militare a Federației Ruse au un rol important pentru a sprijini misiunea de pacificare pe partea Federației Rusie care se află acolo. Deci asta ar fi două scopuri ce puțin oficial declarate și de aici în opinia lor revine această justificare de ce ar trebui să întâmple. Noi de fapt înțelegem că aceste forțe militare au și un al treilea rol important pentru a fortifica capacitățile militare a autorităților din stânga Nistrului de a se proteja și a se înarma, ceea ce nu este un obiectiv declarat, dar el probabil că contează cel mai mult în realitate, pentru că primul
primele două scopuri nu prea au finalitate, pentru că în momentul în care aceste depozite sunt retrase de pe teritoriul Republicii Moldova sau sunt nimicite pe loc, ceea ce pentru asta există și resurse financiare, atunci chiar își pierd necesitatea prezența acestor forțe. Deci, prin urmare, noi ar trebui cu toții să demonstrăm că, de fapt, reală prezența forțelor militare este doar pentru a crește capacitățile militare a forțelor militare a regiunii transnistrene în raport cu eventual forțele militare din Republica Moldova. Deci asta este finalitatea. Mai avem 4 minute până la pauză, poate chiar 3, și aș vrea să aud și opinia domnului Oltean cu privire la această chestiune. Da, interesantă abordarea aceasta cu privire la adevărata finalitatea prezenței grupului operativ de trupe ruse acolo. Domnule Oltean, cum vedeți dumneavoastră problema asta cu prezența, cu exercițiile militare care se derulează în Transnistria și cu invocarea faptului că fără acești GOTR se reinstaurează haosul? Eu vreau să spun că însăși discursul premierului Filip și chiar în întregime adunarea generală are loc pe fondalul unor sau concomitent cu aplicațiile militare din Belarus, da, ceea ce este calificată diferit de chiar de șef de guverne, de șef de state din Europa. Dacă nu greșesc, președintele Lituaniei spunea că este o amenințare și serioasă la pacea din Republica din această zonă, adică vizează în mod direct Republicile Baltice și Ucraina, de ce nu ne-ar viza și pe noi? Dar eu vreau să spun că prin faptul că premierul Pavel Filip propune înlocuirea contingentului din Federația Rusă cu o misiune civilă multinațională, cu mandat internațional, recunoaște riscurile care ar exista sau importanța pe care o are pacea din această regiune. Uh-huh. Pentru că ea nu trebuie lăsată doar pe seama forțelor noastre, pe seama Republicii Moldova, ci este o responsabilitate care trebuie împărțită cu de ce nu cu țările membre ale Organizației Națiunilor Unite, cu să avem acest suport permanent prin care am garanta pacea în această regiune. Pentru că altfel ar să excludem diverse provocări care ar putea duce la o instabilitate și la o agravare și mai mare în această zonă. Înțeleg. Eu cred că și comparația făcută foarte de premierul... Foarte scurt, vă rog, va trebui să intrăm o pauză. Premierul Filip face comparație cu această misiune multilaterală civilă, pentru că din faza aceasta rece a conflictului în care ne aflăm noi, înspre rezolvare definitivă, normal că s-ar putea să fie foarte dificil să schimbăm modalitatea menținere sau rezolvare sau menținerea păcii în această regiune, dar am putea să inserăm în mandatul OSCE care este acum prin substituirea părților interesate în acest conflict, cum Federația Rusă, cu anumite ingrediente de succes din misiunea aceasta multilaterală civilă. Excluderea sau dizolvarea prezenței Federației Rusie în acest formatul actual, cu prezența mai multor actori militari care, de fapt, nu au scopuri militare, dar de menținere pacea, după modelul unei misiuni civile ONU. Deci, în sensul acesta, preluarea elementelor, criteriilor de succes care funcționează într-o misiune ONU și inserarea acestora în mandatul care există prin asigurarea trecerii de la faza acestei rece a conflictului într-o rezolvare definitivă a conflictului. Înțeleg. Înainte de pauză, vă rog, domnilor, să vă pregătiți să mai analizăm efectele discursului domnului Pavel Filip pe plan extern, în ce privește comunitatea internațională și Federația Rusă în mod deosebit, apoi pe plan intern, ce privește, așa cum bănuiesc că se așteaptă toată lumea, reacția lui Igor Dodon, respectiv reacția liderului de la nerecunoscut sau auto-intitulat de la Tiraspol, domnului Krasnoselski, și după aceea trecem la restul, să spunem așa, vizitei, pentru că Pavel Filip s-a întâlnit cu numai puțin de 6 președinți, un secretar de stat american și 2 dintre cei mai înalți oficiali europeni, dar toate acestea o scurtă pauză. Uh-huh.
Revenim așadar, doamnelor și domnilor, la fabrica și la cei doi invitații noștri, domnii Sergiu Ostaf și Constantin Olteanu, împreună cu care am început să discutăm chestiuni ce trebuie înțelese și pot fi înțelese din prezența la ONU a delegației Republicii Moldova, în fruntea căreia se află premierul, care este secundat și de ministrul de externe, și care premier a avut astăzi un discurs. Am discutat despre acest discurs. Nu am apucat să vorbim în prima parte despre efectele pe care le poate avea acest discurs. Efectele pe plan extern, efectele pe plan intern. Și dacă îmi dați voie să încep cu domnul Olteanu. Domnul Olteanu, din punctul meu de vedere, mediul internațional, cum va reacționa la ceea ce a auzit astăzi de la Pavel Filip în discurs? Eu cred că, în primul rând, acest discurs va fi mesajul pe care cei din afară îl așteptau de la noi. Un mesaj categoric, un mesaj formular clar. Ceea ce până acum noi o spuneam doar așa mai camuflat, eu chiar am făcut o diferență între discursul premierului din anul trecut și discursul din acest an. La un moment dat, ascultând discursul din acest an, am crezut că se va asemăna până la capăt acest discurs. Și mi-am găsit și explicație de ce s-a asemănat prima parte a discursului din anul trecut cu discursul din anul acesta. Pentru că, în fond, problemele la care s-a referit premierul, problemele globale, au rămas aceleași: terorismul, sărăcia, provocările, marile provocări, punctele fermente de pe glob, și nu putea să nu se refere iarăși la aceste chestiuni. Partea a doua este partea care a deosebit discursurile, cele două discursuri, pentru că în anul trecut s-a vorbit mai, un pic mai fără colțuri, doar vorbindu-se despre trupele rusești, doar că din punct de vedere că acestea încurajează menținerea acestui conflict și nu a fost chiar atât de clar că se solicită retragerea lor sau nu se solicită retragerea lor. Anul acesta, această solicitare, acest demers a fost punctul central al demersului și el nu poate să nu atragă atenția comunității internaționale. Cu atât mai mult nu poate să nu atragă atenția vecinilor, țărilor din regiune. Mai mult decât atât, odată cu această solicitare, Moldova intră în grupul, există un grup de țări aici în regiune care au aceeași problemă. Și noi devenim un actor activ, important, prin demersul nostru de retragere a trupelor și de identificare, de consolidare a statalității și a păcii în această regiune. Înainte să merg către domnul Ostaf, vă mai cer opinia cu privire la reacția posibilă a Moscovei la acest discurs. Moscova s-a mai întâlnit cu solicitarea asta. Trebuie să amintim că procesul de retragere a trupelor a început și în mare măsură este derulat, dar s-a oprit în momentul în care, după renumitul summit de la Ankara, Rusia a zis nu mai e nimic valabil, noi am hotărât să rămânem și a dat niște argumente. Rusia a făcut atunci așa, a mers la un șretic. Ei au început retragerea, iar au semnat respectivul acord. După o săptămână au spus că nu, noi vom retrage armata și munițiile după ce va fi soluționat conflictul. Au condiționat, exact. Da. Deci, dar nu poți soluționa conflictul având armata prezentă. Adică aici, au creat niște elemente care încurajează separatismul. Au creat un fel de cerc închis vicios, în care noi plecăm dacă totul e rezolvat, dar pentru că noi rămânem, nimic nu se poate rezolva, fapt. Ei bine, aș încerca să presupun că Moscova, așa la vedere, va încerca să nu dea prea mult importanță acestui demers, să nu facă prea multe zgomote. Aș încerca să presupun că ar putea urma niște vagoane cu mere sau niște mașini cu mere întoarse din vamă din Rusia. După care intervine domnul Dodon și el pleacă din nou. Da, dar e anormal ca relațiile dintre două țări să fie ilustrate prin niște mașini cu mere întoarse înapoi. Și cred că mai sănătos ar fi să se vorbească deschis și să discute asupra
soluțiilor reale de soluționare acestor probleme. Domnul Staff, revin la dumneavoastră și vă întreb și dumneavoastră ce efect ar putea avea discursul și inclusiv pe plan intern, cu atât mai mult cu cât în luarea sa de cuvânt domnul Filip a spus că până acum s-a putut constata lipsa unui dialog bazat pe respect reciproc. A folosit cuvântul reciproc, cred, mai degrabă așa, din diplomație, pentru că Chișinău a manifestat poate chiar prea mult respect la un moment dat, ar zice unii, în timp ce Moscova a apărut mai lipsită de respect. Cum va fi de acum? Cum va reacționa Moscova? Cum va reacționa comunitatea internațională? Dar și doi lideri din interiorul Republicii Moldova, ambii care par a fi de aceeași parte a baricadei, domnul Dodon cu domnul Cranțu-Selschi, deseori par să vorbească aceeași limbă, limba de la Moscova. Exact. Într-adevăr, situația are foarte multe valențe și foarte multe necunoscute, pentru că și în Federația Rusă se vor produce alegerile prezidențiale martie anul viitor și probabil că lucrurile ar putea să capete o altă întorsătură, dar în linii foarte mari. Probabil că pentru prima dată premierul Filip din partea guvernului vorbește, creionează și o soluție. Pentru că vorbește despre necondiționat. Nu despre condiționat și nu vorbește despre sincronizare. Pentru că în anumite cercuri de experți în Occident, în Europa în special, se vorbește despre sincronizarea, adică găsirea soluției cât pentru statutul special și în concomitență fie retrase. Premierul Filip vorbește despre soluție necondiționată. Deci retragerea după asta soluție. Sigur că partea cealaltă vorbește despre condiționare. Adică soluția, după care retragerea. Uh-huh. Deci premierul Filip creionează soluția aceasta, nu doar exprimă dezideratul, dar creionează această soluție și într-adevăr vorbește despre modalitatea prin care cu beneficii reciproce pentru populația care se află acolo, în Transnistria. Și este foarte clar că beneficiile populației în această regiune vor crește substanțial odată ce soluția va fi găsită cu respectarea principiului de autonomie largă în această regiune. Care vor fi răspunsurile din partea Federației Ruse? Eu mă aștept la această etapă, în primul rând, un debit enorm de expertiză, așa numite, care justifică importanța prezenței acolo a serviciilor speciale și a contingentul acesta limitat a Federației Ruse. Mă aștept, sigur, că și la anumite acțiuni pentru a manifesta capacitatea sa puternică a serviciilor militare din stânga Nistrului pentru a arăta și a ridica spiritul acesta de defensiv și pe de altă parte a se victimiza. Uh-huh. Mă aștept sigur că la anumită sincronizare a discursurilor a lui Cranțu-Selschi și a lui Dodon în această privință, așa încât să fie umplut spațiul public cu anumite discursuri în favoare și sigur că mă aștept și la anumite acțiuni, din păcate, de provocare care ar putea să aibă loc pe perimetrul de delimitare a forțelor Republicii Moldova și a celor din stânga Nistrului. Și va exista și un mesaj propagandistic amplificat pentru a încerca de a arăta imposibilitatea soluției care a fost propusă de premierul Filip. Deci asta va fi discursul și strategia celor din Federația Rusă. Acum, e important că acest mesaj pe care l-am transmis să rezoneze cel puțin cu mesajul administrației Statelor Unite ale Americii, este pe de o parte, să rezoneze cu mesajul oferit de Ucraina. Uh-huh. În sensul acesta ar trebui important să obținem și un sprijin justificat și din partea României. Înțeleg. Și altor forțe europene. În sensul europenilor ar trebui mesajul acesta să fie nuanțat și este mai greu acum să câștigăm și sprijinul cancelarilor europene, pentru că europenii încearcă, de fapt, să promoveze soluția creionată în perspectiva sincronizării, uh-huh, sau cel puțin nu atât de accentuată pe cea care a cerut premierul. Și aici va trebui să avem o bătălie de expertiză pentru a câștiga acest mesaj. Apropo, mă bucur că ați adus discuția către lideri europeni și americani. Mă întorc către domnul Olteanu. Haideți să lărgim cu voia dumneavoastră lucrurile de la strict discursul lui Pavel Filip la toată seria de întâlniri pe care a avut-o, pentru că a avut o serie de întâlniri
importante, am putea spune. Am să număr președinții cu care s-a întâlnit, președintele Slovaciei, cel al Ucrainei, cel georgian, liderul de la Ankara, președintele Estoniei și președintele României. Dintre aceștia, unii chiar s-au exprimat direct. Președintele Estoniei a declarat că Estonia va susține demersul Moldovei de a retrage trupele rusești. Cu președintele Iohannis și cu Poroșenko s-au discutat alte lucruri. Domnule Oltan, cum vedeți dumneavoastră, cum analizați dumneavoastră toată suita asta de întâlniri, la care se mai adaugă întâlnirea cu subsecretarul pentru afaceri politice din Departamentul de Stat al Statelor Unite? Cred că în toate întâlnirile care le-a avut primul ministru la New York, au avut în agenda acest demers de a susține solicitarea Republicii Moldova. Pentru că aceasta a fost, de fapt, principala sarcină a plecării noastre la ONU, de a solicita includerea pe agenda sesiunii curente a Adunării Generale ONU a problemei trupelor rusești, dar e și un prelej ca să se vorbească și despre alte probleme, alte sarcini pe care le avem noi în relațiile cu multe alte state. Bunăoară, în anul trecut premierul Filip a avut o întâlnire cu premierul român Dacian Cioloș și am observat că atunci se vorbea de niște angajamente pe care și le asumă guvernul de reformare a administrației centrale, de privind reforma pensiilor, niște lucruri care țineau doar de viitor. Anul acesta, această întrevedere a avut-o cu președintele Iohannis. De altfel, președintele României a fost unul dintre puținii care a felicitat guvernul Filip, personal pe domnul prim-ministru, pentru modul în care a condus guvernul într-o situație destul de, în condiții destul de complicate. Și asta după ce noi chiar menționând că ar putea fi debursată a treia tranșă din acel împrumut da? Pe care l-a oferit Republicii Moldova. Mi-a fost interesantă și întrevederea cu președintele Turciei. Chiar sunt curios de ce atâta atenție din partea Turciei pentru Republica Moldova și îndrăznesc să cred că nu e doar pentru faptul că avem autonomia găgăuze. Într-un interval destul de scurt am avut trei întrevederi cu reprezentanți cu conducerea Turciei. A fost domnul Kando, a avut domnul Filip. Și urmează să vină în curând din nou președintele Erdogan. La Chișinău. Deși când te uiți la potențialul Turciei și compari cu potențialul nostru, nu știu cum să-ți explici acest mare interes al Turciei față de Că spuneți asta, spuneți așa cu oarecare teamă, aveți vreo bănuială? Nu am nicio bănuială. Eu, dimpotrivă, presupun că este vorba totuși de un răspuns la insistențele părții noastre de a stabili relații cât mai strânse cu Turcia, pentru că Turcia totuși e o piață mare. Ca urmare, a fost semnat acordul ăsta de liber schimb. Acum se vorbește despre circulația cetățenilor în baza doar a buletinelor. Dacă nu greșesc, a fost semnat și un acord de asistență socială cu Turcia. Eu de ce zic că sunt niște potențiale? Diferența e foarte mare. Republica Moldova orașul Ankara, ca suprafață, reprezintă două treimi din suprafața Republicii Moldova. Deci e o apropiere între două state care pur și simplu mă miră și eu... Probabil că explicațiile vor veni odată cu prezența lui Recep Erdogan din nou, să spunem așa, Republica Moldova.
probabil că încetul cu încetul lucrurile se vor devoala. Noi acum ne apropiem de o nouă pauză, dar aș vrea să prefațăm subiectele, pentru că merită să vedem ce spune și domnul Ostaf despre suita asta de întâlniri interesantă și cu președintele Poroșenko și cu cel georgian. Moldova și cu Georgia cu Ucraina împărtășesc aceeași categorie de probleme. Cu secretarul de stat, subsecretarul de stat pentru afaceri politice, Thomas Shannon, s-a întâlnit de asemenea și cu domnul Gutierrez, chiar acum, și de asemenea cu Donald Tusk și Johannes Hahn. Și ONU și UE, în vizor. Dar haideți să luăm o scurtă pauză și apoi să vedem cum stăm cu toate aceste întâlniri, ce trebuie înțeles și de acolo. Ne întoarcem așadar la discuție, ne întoarcem la invitați, domnii Constantin Oteanu și Sergiu Ostaf. Problema largă a vizitei delegației Republicii Moldova la cea de-a 72-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite la New York. O serie de întâlniri, spuneam, pentru Pavel Filip, un discurs despre care am discutat deja, dar întâlnirile includ o listă de nume redutabile și importante pentru Republica Moldova. S-a întâlnit așadar Pavel Filip cu președintele Slovaciei Andrei Kiska, cu cel al Ucrainei Petro Poroșenko, cu președintele georgian Gheorghe Margelașvili, cu președintele turc Recep Erdoğan, cu președintele Estoniei Kersti Kaljulaid, sper că am citit corect, îmi cer iertare, nu stăpânesc prea bine denumirile acestea, cu președintele României Klaus Iohannis, s-a mai întâlnit cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Thomas Shannon, s-a întâlnit de asemenea cu Antonio Gutierrez, respectiv cu președintele Consiliului European Donald Tusk și cu comisarul pentru politică de vecinătate Johannes Hahn. E mult până și să spui toate lucrurile acestea. Domnule Ostaf, cum decriptați dumneavoastră toată seria asta de întâlniri? Ce a vizat Pavel Filip? Ce din interesele Moldovei se regăsește în suita aceasta de întâlniri și cu ce rost? Eu am văzut o strategie. Deci există aceste întâlniri pot fi legate pe anumite filiere importante. Deci dacă vorbim despre securitate regională sau în general securitate, atunci există întâlnirea cu reprezentantul american, subsecretarul respectiv, există în acest sens și întâlnirea cu Poroșenko și există întâlnirea cu cred că România, dar și Donald Tusk, reprezentantul, adică președintele Uniunii Europene. Deci asta ar fi pe filiera securității regionale. Dacă luăm pe filiera dezvoltării relațiilor sprijinului acordat financiar, atunci sigur că există și întâlnirea cu Hahn, comisarul pentru extindere, există întâlnirea și cu Iohannis când s-a discutat despre tranșa a treia, președintele României, sigur că a existat și o întâlnire importantă cu cei din președintele sau prim-ministrul Slovaciei și Estoniei, pentru că aceste țări vor avea o importanță majoră în viitor apropiat, pentru că vor prelua președinția Uniunii Europene. Am văzut, sigur, că și preocupări, nu doar de securitate regională și sprijin financiar, dar și pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova față de aceste obiective de dezvoltare durabilă, de ce a fost întâlnirea cu Gutierrez. Deci, și sigur că a existat și o anumită perspectivă de lungă durată, cum ar fi întâlnirea cu Erdoğan, pentru că Erdoğan, cum a spus și domnul Olteanu, Turcia, în anumit sens, ar reprezenta un echilibru a relațiilor regionale față de anumite aspirații ale Federației Rusiei în această regiune. Sigur că a fost și o întâlnire importantă de coalizare a unor relații de sprijin reciprocă cu Georgia. Deci, eu cred că pentru că Georgia și Ucraina au relații extinse și dezvoltate cu diverse state, cum ar fi Statele Unite ale Americii, dar și Uniunea Europeană. Deci, prin urmare, eu am văzut o strategie. Posibil că pentru prima dată există și se materializează în aceste acțiuni pe care le-am văzut o anumită strategie foarte clară. Și ea este clar vizibilă în acțiunile prim-ministrului. Și asta mă bucură foarte mult că de aici încolo se pare că se transpare și se materializează o anumită strategie de acțiune a Guvernului Republicii Moldova. Înainte să mă întorc către domnul Olteanu, o întrebare suplimentară cu care după aia mă întorc și către domnul Olteanu. Această strategie care într-adevăr pare că se conturează și în sfârșit este bine așezată pe categorii, capitole, relații, interese și așa mai departe, în ce măsură ar putea fi
bruiată, deturnată, aruncată iarăși undeva într-o zonă neclară de către o posibilă, nu vreau să spun aproape sigură, posibilă reacție negativă a președintelui Dodon. Pentru că știm bine că există această voce care vine din partea președinției și care cumva nu, deseori este disonantă în mesajul extern, de exemplu, al Republicii Moldova. Într-adevăr, întâlnirea cu Erdogan a premierului Filip a fost, eu probabil că, și o acțiune de compensare a unor influențe pe care ar putea să exercite președintele Dodon. Președintele Dodon are anumite instrumente pârghii de influență prin intermediul coalizării cu poziția, eu spun iconocivă până la urmă, a Federației Ruse în Republica Moldova. Și aici am văzut probabil că un singur neajuns în strategie, pentru că premierul Filip nu a reușit să construiască cel puțin vizibil o comunicare cu cei din Federația Rusă, dar tonalitatea și contextul a fost foarte combativ la această adunare generală. Poate că aceasta ar putea să se întâmple în viitorul apropiat. Deci președintele Dodon ar fi avut una tu în relație cu Erdogan, dar eu cred că a fost compensat și gestionat cu succes de prim-ministru Filip. Unica pârghie importantă rămâne Federația Rusă și aici va trebui și premierul Filip să găsească o modalitate prin care compensează anumite influențe în măsură în care este posibil. În rest, eu am văzut că pe plan internațional s-a conturat o poziționare foarte fermă în aturi foarte multe câștigate în raport cu ceea ce vom vedea ulterior, o bătălie pe interior între guvernul și președinția lui Dodon. Domnul Olteanu, iată, și domnul Staff evidențiază rolul aparte, să spunem așa, lui Recep Erdoğan, președintele turc, și dumneavoastră erați așa ușor intrigat de această prezență deasă, să spunem așa. Turcia, care la rândul ei, da, are un joc destul de complicat internațional, dorește în Uniunea Europeană, dar se bate cu ea pe principii, este în NATO, dar cumpără sisteme de rachete rusești și în paralel organizează exerciții militare NATO, are o relație tensionată cu Germania, are un dialog relativ rezonabil cu Kremlinul. Dumneavoastră, cum vedeți toată această suită de întâlniri și posibilul efect al prezenței turce sau respectiv al vocii negative a domnului Dodon, dacă va avea cumva vreo reacție negativă? Premierul Filip a avut atâtea întâlniri câte ar încăpea într-o agendă pentru o perioadă foarte lungă de timp, dacă nu ar fi fost vorba de participare, zicem, de organizarea acestor întâlniri în cadrul sesiunii generale a ONU. A fost un prilej, care în primul rând trebuia fortificat de a se întâlni cu toți cei care s-au a fost necesar să se întâlnească delegația noastră. În primul rând, eu bănuiesc că ulterior vor apare informații și despre alte subiecte care s-au discutat în cadrul acestor întrevederi, pentru că Republica Moldova, chiar la întrevederile cu țări ca Polonia, ca Slovacia, ca Estonia, în afară de subiecte legate de acest demers al Republicii Moldova, sunt și alte subiecte de discutat cu ei, avem și relații economice și de ce acest prelej nu ar fi fost unul bun pentru a discuta aceste probleme. Eu bănuiesc că s-a vorbit și despre chestiuni mai nepolitice, dar mai cu caracter economic, așa, mai evident. Eu, din câte știu, adică din câte s-a anunțat, președintele Republicii pregătește o vizită la Bruxelles. Nu știu, va avea loc, nu va avea loc, dar cred că discursul președintelui la Bruxelles va fi unul un pic mai diferit de discursul care l-are pe interior sau discursul care l-are la Moscova. Dar diferit față de discursul anterior, am mai avut un discurs adresat Europei care a fost destul de, așa, pălmuitor la obrazul Europei. Da. De multe ori, sau în cele mai multe cazuri, președintele Dodon își formulează discursurile în spiritul mesajelor tradiționale și chiar, să zicem, obligatorii ale Partidului Socialiștilor.
Asta îl obligă cei care l-au promovat. Dar, pe de altă parte, funcția pe care ar trebui să-l oblige să fie absolut neutru politic. Da, eu am auzit și că președintele Dodon este președintele tuturor, am auzit și că președintele Dodon nu este președintele tuturor. Adică lucrurile sunt spuse în funcție de context și de funcție de împrejurări. Cred că aceste întâlniri care le-a avut premierul cu comisarul pentru extindere bunăoară sunt necesare în perspectiva sarcinilor pe care le avem noi de îndeplinit în acest proces de integrare în Uniunea Europeană. Avem o agendă pe care o îndeplinim și care și despre care trebuie să raportăm despre care trebuie să vorbim sincer că este în faza activă de implementare aici în Republica Moldova. Celelalte întrevederi au avut același scop de a promova interesele Republicii Moldova. De fiecare dată în parte respectiv cu cine s-a întâlnit premierul Pavel Filip. Am înțeles. Asta. Eu aș vrea să adaug, am putea de fapt să vorbim probabil că despre o caracteristică importantă de proactivitate în politica externă a guvernului actual. A fost o perioadă dificilă 2015-2016 în care politica guvernului a fost una pasivă mai degrabă și am recepționat anumite mesaje, atitudini și anumite raporturi create în virtutea unor complicații extrem de mari în această perioadă. De aici încolo se pare că se conturează o politică proactivă, care, apropo, a fost în caracteristică, poate fi caracterizată și politica externă Republicii Moldova în 2012-2013, atunci când a fost prim-ministru Leancă, ministrul afacerilor externe foarte activ. Deci acum eu văd mai multe semne de proactivitate a politicii externe, doar că în cazul acesta protagonistul principal este prim-ministru Filip. Probabil că acesta este primul semnal și eu aș vedea în continuare preluarea acestei abordări foarte deja cu o strategie care se conturează, cu primii pași importanți în diplomație externă formulată, să fie continuat de Ministerul Afacerilor Externe în aceeași cheie. Sau poate că nuanțată și mult mai extinsă și accentuată pe anumite domenii foarte strategice, cum ar fi securitatea regională, asistență financiară externă și coalizarea, crearea unui spațiu de aliați puternici influenți în această regiune. Asta în ceea ce citesc eu din ceea ce s-a întâmplat. Eu sunt de acord cu colegul meu că în respectivă perioadă nu am fost deloc prezenți, deloc activi în exterior și că cauza principală era faptul că noi nu prea aveam cu ce merge în exterior. Mai degrabă era timpul în care veneau în Republica Moldova pentru a se documenta la fața locului sau, ca să zic așa, la locul accidentului, să se vadă la modul concret ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat cu sistemul bancar, ce se întâmplă cu justiția, ce se întâmplă cu corupția, ce se întâmplă cu reformele, cât de dispuși suntem noi chiar și cât de sinceri suntem în acest proces de reformare. Atunci era o perioadă în care veneau aici, veneau atât reprezentanții Uniunii Europene, cât și reprezentanții alți parteneri ai Republicii Moldova. Acum, e bine, noi suntem la etapa în care am putea merge noi la ei ca să discutăm, nu doar să facem rapoarte, dar chiar să discutăm anumite lucruri care țin de o perspectivă mai mare. Am înțeles, am ajuns la finalul emisiunii, domnilor. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru expertiza pe care ați oferit-o, pentru opinii. În asemenea momente, da, e important să înțelegem foarte bine ce se întâmplă și, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, Moldova a trecut într-o nouă etapă. O etapă în care există deja coerență, în care există, într-adevăr, motive nu doar să
primească tot felul de experți care să ofere tot felul de lucruri, să verifice, cum spunea domnul Tam, la fața, la locul accidentului, ce s-a întâmplat, ci dimpotrivă, deja există bilateralitate și mai mult decât atât există viziune. Mi-aș dori să existe și momentul în care președintele țării să înțeleagă că, dincolo de diferențele sale de opinii sau ale formațiunii care îl susțină și îl promovează și pe care la rândul său el o susține și promovează, deși nu ar trebui să facă asta, ar putea să se atașeze măcar parțial unor proiecte care sunt cu adevărat benefice Republicii Moldova și în limitele prerogativelor sale, unde poate să se exprime și în politica externă. Domnia sa văd că dorește lărgirea altor prerogative, dar asta este subiectul poate unor alte emisiuni săptămâna viitoare. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Staff, domnul Olteanu, și dumneavoastră pentru atenție și același îndemn ca de fiecare dată, nu credeți orbește pe nimeni, ascultați toate opiniile, folosiți-vă judecata, folosiți argumente valide și veți afla adevărul. Un sfârșit de săptămână plăcut, ne revedem luni seara. Până atunci, numai bine!